Lucrările din Gearma Tavi avansează și pe strada Viorelelor. În această perioadă se lucrează constant și etapizat pe strada Viorelelor la canalizația tehnică. În prezent, echipele se află pe tronsonul cuprins între strada Parcului și strada Narciselor, urmând să avanseze pe tronsoanele adiacente în funcție de progresul din teren. De asemenea, odată finalizată această etapă, este așteptată îngroparea liniilor de medie tensiune, operațiune care va permite continuarea lucrărilor la infrastructura străzii, respectiv la drum, borduri, trotuare și accesuri auto. Totodată, lucrările desfășurate în Gearma Tavi sunt esențiale pentru un proiect de modernizare. Toate eforturile administrației vor duce la o infrastructură mai modernă și mai eficientă pentru toți locuitorii din Gearma Tavi.